Ieșirea nervoasă a președintelui Ionel Arsene în conferința de presă ținută în 16 decembrie, după ședința de îndată a Consiliului Județean la care au lipsit consilierii liberali, ca semn de protest față de modul de convocare al ședinței, este o nouă demonstrație a modului în care politica poate fi coborâtă la nivel de invectivă de către unii lideri la care orgoliul primează. Ionel Arsene, într-o conferință de presă de aproape jumătate de oră, a încercat să justifice bătaia de joc de a fi alocat romanului în mod discreționar doar 2000 de lei. Și asta, spune domnul sa, a făcut-o cu grafice, cu cifre. Timp de 23 de minute, președintele a ales prin vot negociat și indirect al consilierilor și nu cu legitimitatea cetățenilor, aruncă vorbe grele și insulte unui adversar politic, trecând de limita disputei civilizate înspre insultă de genul deputați redistribuiți din resturi, sintagmă repetată de 4 ori. Redistribuirea este o modalitate stabilită de legea electorală, emanația clasei politice de care au beneficiat și beneficiază inclusiv mulți aleși pesediști, care ar trebui să se bucure în viziunea mai marelui peste social-democrați de același dispreț suveran de aleși redistribuiți. Este cazul colegilor săi Neculae Iftime și Dan Manoliu, care au intrat în Parlament tot la redistribuire. O operațiune absolut legală, stipulată de lege ca mecanism democratic al echilibrării eșichierului politic parlamentar și la suma de invective aruncate adversarului politic supus disprețului său aristocratic și masonic, se adaugă și alte apelative cu iz de insultă, de tipul nei ca nimeni, frustrat, umil, vătaf. Cât despre diminutivizarea substantivului profesor în peiorativul profesoraș la un liceu din Roman, e o dovadă de aroganță politică dusă la extremă față de o categorie socială din care fac parte milioane de cadre didactice, din care o bună parte chiar membri PSD sau simpatizanți, oricum o categorie de intelectuali cu multă știință de carte, poate mult superioară clasei politice din care face parte președintele Ionel Arsene. Și ca lucrurile să fie perfecte, președintele Arsene, care cică nu face politică, bagă bățul prin gardul PNL pentru a-l instiga pe Mugur Cosbanciuc împotriva lui Leoreanu după antica tactică divide et impera, recomandându-i să preia frâiele organizației PNL și să trimită la treabă de câte ori îi convoacă și de 5 ori pe zi președintele Arsene. N-au scăpat de disprețul afișat cu superioritate și aroganță politică de Ionel Arsene nici consilierii PNL, pe care nu ezită nicio clipă să-i numească băieți de mingi năuciți de vot. Dar iată perorația de exact 23 de minute a președintelui Ionel Arsene, care și-a justificat, cică cu cifre și date, bătaia de joc la adresa romașcanilor și s-a referit cu dispreț la profesorașul Leoreanu, al cărui CV ar trebui să mai fie studiat de către disprețuitorul personaj politic pentru a vedea că are studii universitare solide care îi conferă cu adevărat statura de intelectual demn de respect și nu bun de disprețuit, cum sugerează Ionel Arsene. Că cei de la Partidul Național Liberal au început să aibă aceeași atitudine ca atunci când trebuiau să vină să formeze Consiliul Județean Neamț. După palma pe care locuitorii județului Neamț le-au dat-o, Partidul Național Liberal nu mai vine nici la ședințe. Ies cu comunicate de presă în care se fac de râs în fața cetățenilor județului Neamț, spunând că nu sunt mulțumiți de cum au fost repartizați la rectificarea de buget banii pe echilibrare în județul Neamț. Și vreau să le spun, stimaților colegi de la liberali, că repartizarea se face potrivit legii numărul 339 din 2015, după formula pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice. ...27% pentru bugetul județului, 73% pentru echilibrarea bugetelor locale a comunelor, orașelor și municipiilor. Astfel, 20% din sumă se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturi, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Pentru asta se repartizează cei 20% din bani. Și aș vrea să vă spun așa, un calcul făcut pe rectificare. Județul Neamț, 5.262.000, da?
la 578.000 de locuitori, ceea ce înseamnă 9,09 lei locuitor. Atât a primit județul Neamț. Municipiul Roman, 1.919.000 la 71.000 de locuitori. 27 de lei de locuitor. Deci toți cetățenii județului Neamț primesc 9,9 lei. Municipiul Roman per locuitor primește 27 de lei. Și mergem și pe sume. Pentru că de-aia e frumos să avem sume, să avem grafice, pentru că sunt unii domni deputați de acum redistribuiți din resturi, care n-au înțeles că vremea vătafului pe moșii a trecut și că sumele în județul Neamț se distribuie conform legilor în vigoare și nu cum făceau ei când erau la putere, dădeau banii unde vroiau ei. Și o să mă duc pe un tabel. În 2009, Pietra Neamț, 10.839.000, Romanul, 5.579.000, după care încep comunele cu 100 de lei, 200 de lei, 149 de lei, 7 lei, 8 lei. Stimați cetățenii ai județului Neamț, așa se distribuiau banii în județul Neamț atunci când președinte aici era Vasile Pruteanu și vătaf la Roman era Laurențiu Leoreanu. Toți banii se duceau la municipiul Piatra Neamț și la Roman. Și știe toată lumea asta. 2010. Piatra Neamț, 6.152, Romanul, 2.222 și iar începem. 100 de lei, 200 de lei, 300 și la comunele cu PDL mai mult, la comunele care erau roșii, 5 lei, 3 lei, 8 lei. Da? 2011. Că de-aia avem statistici, ca să ne uităm. Eu știu că nu le convine că nu se mai dau banii cum se dădeau la Piatra Neamț și la Roman. Și că președintele Consiliului Județean Neamț împarte banii echitabil, conform legii, conform nevoilor, la toate localitățile din județul Neamț. Pentru că eu nu cred că Boghicea, Oniceniu sau Petricanii sunt cetățeni de mâna a doua. Eu cred că toți au drepturi în județul Neamț. 2011, că mergem cu istoria. Piatra Neamț, 9.300.000. Roman, 2.800.000. Restul, povești. 2012, 12.199.000. Romanul, Piatra Neamțul, Romanul, 4.278.000. Și ne ducem tot până la capăt. Dar haideți să ajungem la 2016, unde e nemulțumit domnul deputat redistribuit. Piatra Neamțul, 1.850.000. Romanul, 1.202.000. Restul, 300-150, cum revine fiecare în funcție de ponderea populației. Dacă mă uit pe un centralizator 2009-2016, diferența este uriașă, uriașă. Piatra Neamțul, 52.000.000, Romanul, 29.000.000 și în rest încep cei mici și săraci cu sume care, sincer, este jenant să le pronunț aici. Eu știu că doare când erai învățat să iei o halcă din bugetul județului Neamț cu Pruteanu Vasile și cu toți ai tăi pedeliști și să te uiți la ceilalți ca la cetățeni de mâna a doua,
Doare, erai vătaf pe moșie. Dom'le, nu mai ești. Mai mult de atât. O palmă ți-au dat cetățenii Romanului. Când ai început să te crezi trimisul Domnului pe pământ, precum Arsenie Boca, precum Mihai Viteazul, Doamne Dumnezeule, unii oameni își pierd mințile la un moment dat. Și eu mă bucur că cetățenii municipiului Roman au înțeles că acest om este un fariseu care asta a făcut toată viața lui. Să te urci pe statuia sfințită de înalt preasfințitul la Roman și să urli ca la un miting electoral este o rușine și este o dovadă de lipsă de bun simț față de înalții prelați care erau acolo și față de oamenii aia. Eu cred că unii oameni mai trebuie aduși un pic cu picioarele pe pământ. Și am să-i spun acestui domn deputat redistribuit din niște resturi că amenințările lui cu DNA-ul îmi fac să râd. De când sunt în politică am dus lupte grele cu oameni puternici. El nici nu se compară. Sunt copii de minci. Și am să-i trimit după minci încă 4 ani de zile dacă nu o să se maturizeze, să vină la masă și în plenul Consiliului Județean Neamț să fie responsabil, pentru că aici nu facem cancanuri. Le transmit public consilierilor județeni PNL că nevotarea contractului pe deșeuri atrage după sine probleme mari pentru Consiliul Județean Neamț și ei vor fi principalii răspunzători. Putem să intrăm în infringement cu județul Neamț și să ne ducem acasă pe următorii, pe exercițiul financiar 2016-2020 cu fondurile europene. Le atrag atenția foarte responsabil. Să lase politica, s-a terminat. Pe 11 am închis. Am jucat, ne-am uitat la tabelă, foarte frumos. Noi cei din PSD suntem oameni serioși, de cuvânt. Am promis că luăm 5 deputați cu 2 senatori. Ne-am ținut de cuvânt, dar de acum gata. Haideți să ne apucăm de treabă. Pentru că președintele Consiliului Județean Neamț de astăzi nu are de gând să încalce legea niciodată pentru nimeni, iar banii acestui județ vor fi distribuiți așa cum trebuie pentru fiecare cetățean din județul Neamț. Îmi spune Laurențiu Leoreanu, sigur, prin conferințe de presă plătite, că nu i-am dat bani la Roman. Dragii mei, asta e adresa prin care Roman a solicitat bani Consiliului Județean. Și am să vă dau. Și ne uităm pentru ce a solicitat bani la Laurențiu Leoreanu. Pentru extinderea și reabilitarea infrastructură apă și apă uzată. 201 lei. 2 miliarde, da? Pentru sistemul de management integrat deșeuri Neamț, 759 de mii de lei, 7 miliarde și ceva, la SMID, bani pe care trebuie să-i returneze Consiliului Județean Neamț. Sigur, noi i-am mai dat banii ăștia de vreo 2-3 ori, dar domnul Leoreanu a uitat să-i returneze. De data asta nu i-am mai dat. Da? În rest, nimic. Nu mi-a solicitat bani pentru aparatul de radiografie de la Roman, pentru că și el a înțeles în sfârșit
că eu nu fac infracțiune aici? Pentru că nu aveam cum să-i dau banii respectivi. Și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că i-a chitat aparatul de radiologie. Dacă avea cadrul legal, am solicitat, nu mi-a solicitat. De asta îi spun. Domnule deputat redistribuit, gata cu cancanul. S-a terminat. Ați pierdut, sigur, nu vă convine, dar nu mai duceți în eroare opinia publică din județul Neamț. Și încă o dată vă spun, sunteți copii de minci. Nu sunteți jucători. Dacă erați demonstrați, veniți cu niște prostii, îl acționez, îi fac plângere penală președintelui Consiliului Județean la DNA. Vă urez mult succes. Dacă ei cred că eu mă sperii vreodată de astfel de amenințări, se înșeală. V-am arătat, stimați cetățenii județului Neamț, cum s-au dat banii în județul Neamț și am luat numai 2009-2016. Doamne ferește să ne ducem mai jos. Da? Astăzi, caracterul extraordinar al ședinței a fost că noi, Consiliul Județean Neamț, avem un proiect împreună cu Ministerul Educației prin Inspectoratul Județean, care utilează școlile din județul Neamț cu microbuze, am aici și expunerea de motive și cred că ați văzut-o și dumneavoastră presa. Din nu știu ce motive a trebuit splitat în două și era nevoie ca până astăzi la 4 să avem aprobarea plenului Consiliului Județean Neamț. Eu nu mă joc cu educația copiilor din județul Neamț, așa cum o fac liberalii. Eu vreau ca copiii din județul Neamț să aibă școli puse la punct, modernizate, să aibă mijloace de transport și microbuze, să dotăm școlile și aveți aici în expunerea de motive toate facilitățile pe care le vor primi aceste școli. De-aia am făcut de îndată și repede ședință de Consiliul Județean astăzi. Și voi face ori de câte ori trebuie pentru binele județului 5 ședințe într-o zi, dacă trebuie. Că de-aia ne-a votat lumea. Să venim la treabă. Nu să stăm să ne dăm supărați că am pierdut alegerile și să încercăm să spunem că președintele Consiliului Județean Neamț ne cheamă la ședință de câte ori vrea el. Nu de asta vă chem. Că nu mi-e drag de voi. Vă chem pentru că vreau să muncim pentru locuitorii județului Neamț. Ăsta a fost motivul pentru care am convocat astăzi de urgență și de îndată ședința Consiliului Județean Neamț. Mai mult de atât, o voi convoca zilele următoare iarăși și le atrag atenția consilierilor județeni PNL să-i ferească Dumnezeu ca județul Neamț să intre în infringement și să nu mai putem atrage fonduri europene din cauza lor că nu vin să voteze acest contract pe deșeuri. Ne stau 20 ceva de comune în gunoi. Ce vină au cetățenii județului Neamț că sunt ei responsabili? Că vreau un ei ca nimeni de la Roma să dea vedetă prin ziare? Am crezut că au înțeles că aici, la Consiliul Județean Neamț, facem administrație pentru cetățeni și nu politică. În caz că se întâmplă ceva cu proiectul ăsta, le atrag atenția că ne vom îndrepta împotriva lor penal, personal, din toate punctele de vedere. Nu mai accept nici o secundă ca acești domni liberali pe care le vedeți scrise numele pe cartoanele astea să-și bată joc
de votul cetățenilor din județul Neamț. Am făcut repartizarea sumelor, stimați cetățeni, după un grafic foarte bine pus la punct. Și o să-l dau și presei, și o să-l dau la toată lumea. După contribuția la SMID, după ponderea din total și, foarte important, după sumele necesare cofinanțării proiectelor locale. Fiecare avem aici cât a solicitat. Și o să mă duc la Roman. Că de-aia suntem noi deștepți, că avem grafice, că nu le știm așa. Domnul Leureanu, 759 contribuție SMID, da? Exact cum am spus, bani care trebuie să vină înapoi la Consiliul Județean. Este obligatoriu. Ce sume necesare cofinanțării proiectelor locale, extinderea apă și canal? 201 lei. Haideți să ne uităm la comune. Și de luna rând, dacă vreți. Onicem, 14 miliarde. Păstrăreni, 5 miliarde. Pângărați, 15 miliarde. Petrican, 14 miliarde. Poiana Teilu, 64 de miliarde. Răucești, 42 de miliarde. Războieni, 42 de miliarde. Redu, 28 de miliarde. Secuiem, 43 de miliarde. Talcău, 52. Domnilor, noi vorbim de nevoile localității. Noi nu vorbim de gargara lui Leureanu în fața camerelor de luat vedere. Eu știu că e frustrat și îl doare că marea familie romașcană i-a dat cu flit. Păi nu poți să te compari cu Arsenie Boca și să crezi că toată lumea te aplaudă. Nu poți. Pentru că nu ești decât un umil bătaf care, dacă nu era PDL-ul la putere, nu făcea nimic. Și aici ar trebui să-i mulțumească zilnic, în fiecare dimineață și seara lui Gheorghe Ștefan, că altfel era un profesoraș la un liceu din Roman. N-am să mai accept niciodată oameni de teapa lui Leureanu să mă amenințe. Încă o dată vă spun și sunt responsabil. Fac administrație la Consiliul Județean Neamț și nu politică și respect legile statului român. Și transmit un mesaj domnului deputat Cosmanciuc. Luați de conduceți PNL-ul la Neamț, că înțeleg că domnul Leureanu se laudă că el a dat ordin să nu vină domnii consilieri locali la ședință. Și aici putem discuta mai mult, putem să mergem pe toate planurile, instigare, dar nu-i treaba mea. Declarația lui a fost auzită de cine trebuie. Eu cred că băieții ăștia năuciți ce-i drept de vot ar trebui să se trezească repede, apă rece pe ochi și haideți să vedem ce facem cu binele județului Neamț. Cât de ipocrit să fii, să vii și să faci atât scandal când tu primești de trei ori mai mulți bani decât cetățenii din Roman au primit de trei ori mai mulți bani decât orice cetățean din județul Neamț. Nu mă interesează cum. Banii veniți direct de la guvern, dar să vii să faci scandal după, nu merge. Nu cu mine.
Deci, așa cum am arătat, fiecare locuitor a primit 9,09 lei și fiecare locuitor de la Roman a primit 27 de lei. Asta e realitatea, domnilor, cu cifre. Și pentru a-i reîmprospăta memoria actualului președinte al Consiliului Județean, care acuză pe cei 14 liberali de rele intenții referitoare la punerea de bețe în roate proiectului cu managementul deșeurilor, îi reamintim domnului Ionel Arsene că în vremea președinției defunctului Culiță Tărâță, consilierii PSD au întârziat cu un an aprobarea caietului de sarcini al aceluiași proiect de management al deșeurilor și asta tot la ordin de partid, adică al domniei sale. Asta spre știința electoratului că toată clasa politică își vede doar de interesele de partid, cele proprii și nu ale noastre, ale prostimii care votează.